Elevii școlilor gimnaziale și liceelor din județul Sibiu s-au întrecut la mediaș în cadrul fazei republicane a campionatului național de șah. Invitat special a fost marea maestră internațională Elisabeta Polihroniade, cea care și dă numele competiției. Noi am venit aici și mergem și mai departe ca să învățăm copiii să joace și șah, pentru că șahul are și el o mică valoare în educație. E un lucru cu totul special. Iubesc și respect șahul. Cred că șahul poate fi o materie de pregătire a tineretului pentru viață, deși nu are niciun fel de contact fizic. Zici că doar stau doi concurenți față în față, capcanele pe care le poate pregăti unul celuilalt pot fi o lecție extraordinară pentru viață. Trebuie să stai să te gândești de ce a mutat, ce urmărește, unde bate, care-i scopul. E o pregătire extraordinară pentru viață, deși aparent este un joc lin, un joc al inteligenței. Nu, el este mult mai mult. Campionatul Național de Șah este organizat de Asociația Club Sportiv Elisabeta Polihroniade, în colaborare cu Ministerul Educației Naționale, Ministerul Tineretului și Sportului, Federația Română de Șah și Inspectoratul Școlar Județean Sibiu, iar sponsorul competiției este Romgaz.